Noi am început să facem cu adevărat bani în momentul în care am avut chestii scumpe la vânzare. Cu produsele mici nu faci bani. Produsele mici sunt de intrare înspre brandul tău. De exemplu, cartea aceea, cei 6 stâlpi, eu îi pun pe oameni să achite doar transportul. De ce? Doar să afle de mine și să vadă că nu le dau țapă. Asta e prima chestie, nu când cumpere de la un brand nou. Produsele ieftine sunt produse care te împing în fața omului și el să devină clientul tău. Automat câștigă încrederea. Produsele scumpe sunt cu adevărat cele care tractează business-ul. Vă dau un exemplu. Robert Kiyosaki, că îl știți toți. Cartea dată bogată, dată sărac. Bestseller. Vândută în milioane de copii. El aproape că n-a pus mâna pe un dolar din cartea respectivă. În schimb, el a făcut bani din cursurile lui scumpe, care sunt 3, 4, 5 mii, 10 mii, 20 de mii. Și așa mai departe. Da? Deci orice business trebuie să aibă o scară a produselor care să plece de la gratuit, ieftin, scump, extrem de scump.